Sătenii din Nadăș au intrat în greva foamei din această dimineață și sunt deciși să-și continue protestul atâta timp cât sănătatea le va permite. Demersul lor a fost determinat de o hotărâre a Tribunalului Olt, prin care s-a dispus rejudecarea dosarului de revizuire a cazului în care judecătoria Balș le dăduse câștig de cauză. Nu s-a ținut cont de hotărârile penale ale Direcției Anticorupție Timișoara, hotărârile judecătorești la Curtea de Apel Timișoara, inclusiv a rămas definitivă de la Înalta Curte de Justiție și Casație, București. Localnicii din satul Arădean încearcă de 12 ani să-și recâștige în instanță terenurile pe care le-au pierdut în urma împroprietăririi de către Comisia Locală de Fond Funciar a moștenitorilor fostului moșier din zonă. Oamenii se tem că vor muri fără a reuși să se vadă proprietari pe terenurile lor, așa cum s-a întâmplat cu alți localnici. În 2012 am fost executat, nevastă mea a fost pusă în sfoară. Poliția i-a tăiat sfoara și a rămas de atunci debilă un pic. Și avem din cauza retrocedării doi morți în sat și doi care umblă în cărușor. Oamenii au susținut că nu înțeleg cum au dat magistrații Tribunalului Olt hotărârea de rejudecare a dosarului de revizuire, în condițiile în care, din actele de la dosarul cauzei, se susținea sentința dată de judecătorii din Balș, iar dovada cea mai clară că au dreptate este reprezentată de câștigul obținut de ei în dosarul penal al cauzei, în care au reușit să probeze că retrocedarea satului a fost făcută ilegal. Nu s-au făcut, cum se explică țăranul, dezmembrare. Sau chiar și avocață sau judecători. Sau... dezmembrarea. Deci din aceștia 16 numere topul, îi și suprafața mea care îi dezmembrată și se află pe alt număr topul, pe alt CF-ul, îi și a dânsului, îi și a dumneavoastră și a oricare. Bun, ce vreți să spuneți acest lucru? False. Tot e numai falsuri acolo. O depus o listă cu cele 16 numere topul. Deci o listă. Deci nu s-a depus certificat sau, cum să zic, carte funciară convertită. Sătenii din Nadă sunt sprijiniți în protestul lor și de reprezentanții unui sindicat slătinean. Aceștia vor avea grijă ca sătenii să aibă unde se odihni și să nu sufere de frig. Chiar noi am fost inițiatorii și le-am dat curajul să facă acest demers, pentru că dânsii, fiind de la o depărtare atât de mare, nu aveau posibilitatea să vină să declare greva foamei într-un oraș la sute de kilometri distanță și chiar ne ocupăm de cazarea lor, pentru că, vă dați seama, sunt în vârstă și dacă îi lăsăm aici noaptea, vă spun că dimineața îi găsim înghețați tun. Protestul sătenilor arădeni de la Tribunalul Olt este monitorizat de jandarmi și de Direcția de Sănătate Publică, având toate autorizațiile necesare. La fața locului se află atât un echipaj al jandarmeriei, cât și unul de la Serviciul Județean de Ambulanță Olt.